Păi nu, frumușele. Ești pregătit să mergem la osteopat? Da. Vezi cu băiatul? Mergem afară! Și Sasha primește două recompense, că nu prea mai mănâncă. Poftiți, domnișoară. Două bucăți la domnișoară Ionescu. Ia uitați-vă, mă, la ei, mă. Și mai șmecher, mă, nu se poate așa ceva. Mergem la osteopat, n-am mai fost de 3 săptămâni. Dinainte să plecăm în Grecia. Uite, merge să ne vedem cu Delia, spune, să vadă cum mai sunt, să mă regleze. Îi strânge și ruborile. Dar uitați-vă la el cum stă, zici că e o broscuță. Păi este o broscuță. Băi, frumosule, mă, stai mă să vă fac o poză. Uite, uite. Cum ai zis tu la mine, inima mea? Cum ai zis tu? Sunt vesel. Ești vesel? Hai că mergem să mergem bășinuțe acum, da? Asta se doamnă. Tata, ce-i tata, tata, da? De zâmbetul meu. De zâmbetul meu. Ce zici, măi, tu acolo? Ham. Asta. Asta, tata. Yep. Deci ajungem acasă și vă zic ce am făcut la osteopat. Pe scurt, am făcut și o ședință. E spa, dar vă zic acasă. Așa, deci cât stăteam acolo cu Delia și Delia tot presta la noi, la acolo, la reparai, regla și ruburile, mă vede că mă vaid așa, că eu am fost la fotbal și mă doarea puțin genunchiul și din vorbă în vorbă i-am zis că mă cam doare și spatele și aia, păi treci pe masă. Îl rezolvă cu noi și pe aia mă pun și eu pe masă. Bă, frate, deci e spa curat. Pe lângă faptul că mi-a târznit toate oasele, mi-a, nu știu ce mi-a făcut, mi-a întors mâinile, m-a zăpăcit acolo, la final de tot, mi-a făcut o chestie la cap aici așa, un soi de, nu-i masaj craniană, că nu m-a masat, pur și simplu stătea cu mâinile aici așa, are legătură cu energia, cu chakrele, cu nu știu ce are legătură. Bă, asta zic. Deci, vreo 5-10 minute, am stat într-o liniște de plin. Cu toate că ea vorbea cu Georgiana acolo și cu Noel, eu eram într-o stare de relax. Deci nu știu cum să zic, corpul meu și mintea mea au trecut printr-o ședință de spa. Cam așa, cam asta este sinteza. Deci, dacă aveți ocazia să mergeți la un osteopat, faceți-o, fraților. Ăsta este numele ei, așa o găsiți, căutați-o pe Google, dați voi de ea. Tipa e 56, frate. Deci de acum, data viitoare când mergem, cred că săptămâna viitoare, mergem pentru Noel, dar o punem și pe Georgiana pe masă de data asta. Mi se pare foarte tare, frate. Dar nu știu unde sunt aici, mă, stai să-ți arăt. Stai puțin, să întorc camera. Ești foarte bine. Vezi unde sunt umbrelele alea roșii acolo? Stânga, așa încolo, da? Aici, imediat, primele alea cu scol, cu darapelul, unde e darapelul? Acolo ne vedem. Da, ne vedem aici, da? Acum vin, pa! Deci, am filmat ceva cu fratele Cătălin, Backpack Your Life, aici, pe zonă, un obor. Bănuiesc că v-ați dat seama ce am filmat. Și acum băgăm o granita de asta, un cancer de ăsta verde, așa. Da, nu știu care e combinația. Noi am vorbit că ne mai vedem săptămâna viitoare să mai mâncăm ceva și cred că lui nu-i convine să se vadă cu mine și zic că dacă îmi dă să beau asta, poate mor, practic, deci nu mai exist până săptămâna viitoare. Cum să nu-mi convine, mă, că abia aștept să-l duc, deci săptămâna viitoare. O să mai facem un clip. Ăsta am filmat pe aici sau la pachet. Săptămâna viitoare tot pentru aici sau la pachet filmăm ceva. Îl duce băiatul să mănânce cel mai bun burger. Bă, ți se pare rea asta? Nu e rea. Nu, e bună, dar e ceva, apă, nu știe, cu colorant. Nu știe efectul pe termen lung. Da. L-a cumpărat tot. Da, în fine, îl mai vedeți săptămâna viitoare. Clipul ăsta pe care l-am filmat, cred că apare mâine. Cel mai probabil. Ce-ai făcut, soția? Am filmat un vlog pentru canalul meu de YouTube. Pentru că am și un canal de YouTube, da? Ionesca, căutați pe YouTube. A fost foarte amuzant că a scris cineva că am putat să arăt că n-ai făcut un clip și am zis că ai făcut un clip. Nu o găsesc pe YouTube. Și am zis, e în descriere, Ionesca. Căutați-mă și dați-mi subscribe. Am făcut un clip despre alăptare. Asta pentru că m-am lăsat inspirată de subiectul hot, ca să spun așa, acestei săptămâni. Este Săptămâna Mondială a Alăptării și era un subiect pe care eu mi-l pusesem pe listă și chiar i-am rugat pe cei care mă urmăresc pe canalul meu de YouTube să voteze dacă vor să vorbesc despre chestia asta. Așa că am profitat de acest subiect și am vorbit, am făcut un clip așa în care am vorbit sincer cum a fost pentru mine
perioada asta de necunoscut, pentru că oricât ai citi, nu ești pregătită pentru asta. Am fost foarte sinceră, probabil că o să-mi iau multe bobârnace în comentarii, dar asta este, știți cum e. Asta a fost experiența mea, eu am fost sinceră așa cum sunt întotdeauna. Asta apare mâine pe canalul tău, da? Da. Deci asta apare mâine pe canalul de YouTube și vlogul cu Backpack Your Life cu mititeii la obor apare duminică. Ai mâncat mici fără mine, ce să fac? Un mic nu mi-a adus, bă, și mie, un mic. Ați înțeles? Ăsta e soțul pe care l-am. Eu de fiecare dată când plec de acasă, niciodată nu vin cu mâna goală. Dacă mă opresc undeva la un ceva, cumpăr tot din pop, prăjitură, o sărățică, o ceva, aduc ceva. Aș fi tentat să zic ai că, fost... că glumești, dar nu glumești, atât e serioasă chestia asta. Da, chiar așa e. Zi tu că nu e așa. Da, ai dreptate. Da. Știi care e problema? Că acel clip a fost făcut pentru aici sau la pachet. Nu aici și la pachet. E aici sau la pachet. Tata viitoare mănânci singur pe canalul tău. Dar nu există așa ceva, așa postură. Păi eu sunt șefa voastră și șeful vostru doarme jos. Aveți doi șefi. Mi se pare foarte tare că atunci când e bunii la noi și stă cu noi el, Sasha vine sus, se bucură de momentele astea în care suntem doar noi doi și muncim, știi? Da. Ne vede că muncim și la mă dau, apăsai puțin că e loc de mine, în sfârșit e fără bagabontul ăla, nu mai mă stresează, știi? Nu mai miorile pe aici, toată atenția e pe el, vreau să fie și pe mine atenție. Nu ce ideea mea. N-am jucat astăzi Champions League. De. Astăzi i-am arătat lui Noel cum mă joc eu cu Sasha Champions League. Pentru a fost prima dată când i-ai arătat, i-ai mai arătat. Dar astăzi a fost atent. Okay. Acum a început să e la modul ia notițe. Era fascinat cum Sasha șutam jucăria, că ăsta e Champions League-ul. Sasha o prinde pac și începe și dă cu ea, știi? Și el era foarte fascinat, era la modul ce se întâmplă acolo, știi? Foarte dulce. Ia stai așa să mă așez lângă tine o secundă. De fapt, să mă așez lângă voi. Așa. Soția, explică-ne puțin care e faza cu osteopatul pentru Noel, că poate sunt niște oameni care au venit acum pe canal și nu știu care e faza cu acest osteopat. Da, am ajuns la osteopat cu Noel după un episod, de fapt două episoade în care și eu și el plângeam, eu plângeam de durere, el plângea de foame, nu se putea atașa corect la sâni, aveam răni și am ajuns la recomandarea consultantului în alăptare care m-a ajutat pe mine la începutul sarcinii, Doamne, m-am întâmpit. La începutul vieții cu Noel. Da, la începutul vieții cu Noel, da. Noel aici fizic. Da. Și nu aici în vărticăt. Da, până să-mi spună Livia despre osteopat, n-a auzisem niciodată în viața mea despre această ramură a medicinii, nici nu știam că există așa ceva. Și m-am dus, am zis, băi, na, am încercat ce era de încercat, hai să mai încercăm dar ceva. Dar ce face pe prezis? Că asta... Uite, de reglează exemplu... niște... nu știu dacă energii, cumva organele între ele, prin apăsând anumite puncte din corp, ei... Are legătură cu vertebrele, are legătură cu mușchii, are legătură cu organele, e o, nu știu, un masaj intern prin exterior. Da, folosindu-se de anumite puncte și pe noi ne-a ajutat nu doar pentru atașarea corectă la sâni, ne-a ajutat și pe partea cu colicii. După două ședințe cu Delia, noi nu am mai avut colici. Cumva l-a ajutat să... Colicii sunt niște gaze. Da. Care stă acolo în burtă și nu lasă să doarmă. Și cumva l-a ajutat să elimine acele gaze. Cum de-aia am și zis eu în clip, ești pregătit să ne părțăim, știi? Da. Pentru că modul prin care la apasă acolo și toate cele, elimină toate... Da, nu vă imaginați că nu apasă cu putere, ci pur și simplu știe să apese niște puncte care au cumva legătură și energetice, ca să dacă spun așa. Dacă vă uitați la vlogul pe care l-am făcut atunci prima oară, o să vedeți că nici nu-și mișcă mâna, de fapt. Da. Adică, pur și simplu, nu-mi dau seama ce se întâmplă acolo. Astăzi mi-a făcut și mie, am zis, hai să văd cum e. Și cum e. Și la modul, nu știu, funcționez altfel. Pare că mi-au uns toate rutițele, știi? Deci, asta e faza și am văzut că am mai primit în întrebări pe adresa redacției vis-a-vis de osteopat, dacă recomandăm pentru colici, da. Dacă are efect. Diferă de la copil la copil, adică poate la anumiți copii nu va avea efect. La Noel a avut, n-are rost să vă mințim, nu suntem plătiți deci de nimeni să zicem chestia asta. Deci ne recomandăm că pentru că pentru noi a funcționat, dar asta nu înseamnă că funcționează pentru toată lumea, dar merită să încercați. N-ai nimic de pierdut, noi plătim toate ședințele la care mergem, adică nu vă imaginați că e vreo reclamă ascunsă sau ceva genul. Pur și simplu e o recomandare din suflet pentru că pe noi chiar ne-a ajutat. Că a avut efect.
e posibil să aibă și la voi sau e posibil să nu aibă? Așa cum am primit când eram disperată cu colicii, când s-au instalat colicii la Noel și am primit zeci de recomandări pentru picături și tot felul de suplimente. Pernuța aia caldă, cu am luat de toate. Sâmburi de cireșe. Nimic, cu... deci nada, credeți-ne, am încercat tot ce se putea încerca, nimic nu a funcționat, dar au fost persoane din comunitatea noastră care au spus, băi, pentru mine, uite, ăsta a funcționat, ea în două zile s-a rezolvat. La noi n-a funcționat, dar osteopatul ne-a ajutat. Deci, cum spuneam, copiii sunt diferiți, oamenii sunt diferiți, de la caz la caz ce funcționează la unul, poate la altul nu va funcționa. Dacă sunteți în situația în care nu știți să mai faceți, merită să încercați. Da, bine. 100%. Da. Ăsta a fost vlogul de azi, ne vedem mâine cu un nou vlog. Mâine dimineață, mâine pe la dimineață, pe la 11-12. Am în vedere că e sâmbătă, putem să spunem că la 12 dimineață. Mâine la 12 pe canalul Georgianei Ionesca pe YouTube apare clipul ei despre alăptare. Și duminică la ora 12 apare clipul cu fertele Backpack Your Life la Mitite la Obor. Abia știu să văd ăla de la mici. Crăciun fericit la toată lumea. Ciao.